A fost sărbătoare mare la Zvinița, la Ziua Comunei. Oamenii au participat cu micul mare la Festivalul Înfrățirii. De asemenea, campionatul balcanic Hand to Hand a avut loc în acest sfârșit de săptămână la Zvinița, organizat cu implicarea primarului Nicolae Curici. Când vorbesc de Zvinița, trebuie să vorbesc de toată glisura Dunării. După cum știți și toată lumea, zona glisura Dunării este una dintre cele mai frumoase zone din România și din Europa. Aici Dunărea a despărțit munții Carpați de munții Balcani și a creat niște peisaje parcă desprinse din basme, niște peisaje mirifice. Și parcă ne-a fost de ajuns atâta frumusețe, Bunul Dumnezeu a populat aceste locuri mirifice cu niște oameni minunați, oameni gospodari, întotdeauna primitori de oaspeți. Dovadă vie suntem noi, svinicenii de aici. Doresc tuturor svinicenilor și nu numai de Ziua Comunei Zvinița, un sincer la mulți ani, multă sănătate, multe, multe bucurii, noroc, împliniri și Bunul Dumnezeu să ne vegheze întotdeauna. Obiceiurile și tradițiile românești s-au împletit cu cele sârbești la Festivalul Înfrățirii. La Zvinița, localitatea în care trăiesc etnici sârbi în proporție de 90%, a avut loc ediția de anul acesta a Festivalului Înfrățirii, un eveniment care a îmbinat festivalul de hand-to-hand cu parada porturilor populare și muzică specifică mai multor localități participante, atât din România cât și din Serbia. La eveniment, alături de primarul comunei Zvinița, Nicolae Curici, au fost primarii din Clisura Dunării, dar și autoritățile județene prin vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionica Negru și prefectul județului Mehedinți Alin Isuf. Ne bucurăm să fim împreună din mai multe motive. Este una din localitățile pe care le respectăm, pe care le iubim. O localitate emblematică în Clisura Dunării, atât de frumoasă, așa cum a explicat și domnul primar. Avem și un alt coleg, un primar al altei comune frumoase și de tradiție, comuna Eșelnița. Și bineînțeles pe colegul și prietenul meu, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Ionica Negru. Vă respectăm foarte mult pentru că și dumneavoastră vă respectați comuna, vă respectați județul, chiar dacă majoritatea dintre dumneavoastră sunteți etnici sârbi, noi vă considerăm români foarte buni, care vă faceți treburile în comuna dumneavoastră, așa cum presupune o astfel de activitate. Vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionica Negru a fost prezent la eveniment, prezentându-și toată recunoștința față de autoritățile locale și interesul pe care îl acordă comunei. Am venit astăzi aici ca să arătăm încă o dovadă de prietenie a Consiliului Județean Mehedinți, a domnului președinte Aladin Georgescu, a mea personal, pentru dumneavoastră, pentru domnul primar. Îl felicităm că de fiecare dată, de câte ori are ocazia, încearcă să țină la suprafață tradițiile zonei dumneavoastră și o face destul de bine. Noi vrem să-l asigurăm și în continuare de tot sprijinul nostru și ori de câte ori este nevoie, noi vom fi aproape. Îl felicităm, dumneavoastră vă urez distracție plăcută și un sincer la mulți ani. Primarul comunei Eșelnița, Marius Vâșcă, a subliniat încă o dată bunele relații existente între comunele din Clisura Dunării. Vreau să vă asigur de relațiile extraordinare între Zvinița și Eșelnița, înfrățite chiar. O să vă spun doar la mulți ani Zvinița, la mulți ani Zvinișeni. De asemenea, campionatul balcanic de hand-to-hand a avut loc în acest sfârșit de săptămână la Zvinița, organizat cu implicarea primarului Nicolae Curici.
sport de contact social prietenos care îi ajută pe tineri să dezvolte abilități de apărare. Acesta a atras participanți din mai multe țări care s-au bucurat de frumosul ținut din clisura Dunării. Acest sport este o artă marțială de contact care provine din Rusia și a fost introdusă în România la inițiativa unui grup de tineri, punând în valoare tehnici de box, kickbox, judo, sambo și lupte. Această competiție a fost organizată de Federația Română de Hand to Hand de către domnul Bogdan, care este președintele Federației Române de Hand to Hand Fighting, iar eu sunt printre organizatori, împreună cu clubul nostru, Asociația Clubul Sportiv Arte Marțiale Acum Drobeta Turnul Severin. Este o competiție balcanică la care sunt invitați și colegii noștri din Serbia și din alte țări din apropierea spațiului românesc. Cum au mers sportivii noștri de la Drobeta Turnul Severin? Vreau să vă spun că sportivii de la clubul nostru din Drobeta Turnul Severin au avut o evoluție foarte, foarte bună, în ciuda faptului că este un club la început și ei sunt oarecum începători. Dar totuși, deja avem câteva medalii de argint, cred că și de aur. Ne puteți spune programul dumneavoastră unde vă pot găsi copiii? Sigur, cu mare plăcere. Noi funcționăm de luni până vineri în cadrul sălii polivalente. De luni până vineri avem de la ora 20, marțea și joia, iar cu seniorii de la 21. Federația Română de Hand to Hand Fighting s-a înființat în decembrie 2016, în conformitate cu legea sportului și cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului și a Ministerului Tineretului și Sportului, iar în acest weekend campionatul balcanic de hand to hand a avut loc la Zvinița, în cadrul Festivalului Înfrățirii. Obiectivul Federației Hand to Hand Fighting este acela să fie recunoscut ca sport olimpic până în 2024. În cadrul acestui eveniment, Consiliul Județean Mehedinți a fost partener. Este o competiție foarte grea. În primul rând este primul campionat balcanic unde se desfășoară la Zvinița, unde au participat un număr de 150 de sportivi de înaltă calitate, cei mai buni din toată țara. În primul rând fiind Clubul Copiilor din Strehaia, antrenați de Ilie Gâdea și fata dânsului, adică eu, Dragomir Mihaela, și sper că în viitor să dezvolt și eu acest sport în orașul Strehaia. Ca de obicei, tot timpul la această competiție, Strehaia a plecat mereu învingătoare, obținând loc întâi. Este o competiție organizată în cadrul Federației de Hand to Hand, cu ocazia refacerii după pandemie și astea a concursurilor, și țin să evidențiez sportivii de la Strehaia, de la Timișoara, de la cei de la Lugoj și, bineînțeles, cei de la Slatina, unde sunt și eu antrenor. A fost un nivel bun, spre foarte bun. Țin să evidențiez câțiva copii care sunt chiar medaliați și vor, sper să, în cadrul Federației de Hand to Hand, să participe la campionate europene și chiar mondiale. Președintele Federației Române de Hand to Hand a fost extrem de încântat să vadă atâția participanți în cadrul competiției organizate la Zvinița. Prima ediție a campionatului balcanic de Hand to Hand, cu participarea a trei țări, urmează să dezvoltăm în zona munților Balcani. Federația Balcanică de Hand to Hand, organizatoare Federația Română împreună cu Federația Balcanică nou înființată. Noi aici în localitatea Zvinița vom desfășura un proiect pe fonduri europene de dezvoltare și pregătire a sportivilor în perioada următoare, în care vor avea foarte multe beneficii. Vor veni în cantonament, în tabere de pregătire și își vor dezvolta abilitățile pentru acest sport și a dezvolta acest sport. Cine mai puteți spune despre acest sport? Este un concept nou. Este un concept nou, un sport nou, provine din trupele speciale, a fost adaptat către Sparta sportivă, are două părți, partea de hand-to-hand fighting, partea de light contact. Îmbină mai multe elemente din mai multe sporturi de contact. E la nivel de internațional aproape 100 de țări. De concepție este din partea Asiei, din țările asiatice. O dezvoltare puternică are Uzbekistan, Kazakhstan, Statele Unite, Mongolia, China. Noi am adaptat acum în ultimii 2 ani acest sistem, am început să-l dezvoltăm. Suntem cu ramura sportivă la Ministerul Sportului. Deja am avut toate, am îndeplinit toate lucrurile pentru demersurile, pentru a face funcționale și aș lua beneficiile copiii de pe urma acestui sport. Spre uimirea mea sunt foarte mulți, din ce în ce foarte mulți participanți și doritori
a acestui sport. Cei care au participat la competiție susțin că a fost greu, dar doar munca și efortul depus te pot conduce pe culmile succesului. Este o competiție foarte frumoasă, mi-a plăcut să particip la această competiție și mi se pare că am avut niște adversari foarte experimentați. Pe ce loc te-ai clasat? M-am clasat pe locul 2. Ne spui și nouă categoria și numele, te rog frumos? Numele meu este Iova Petru Andrei, vin din Drobeta Turn Severin, Pentagon Dojo. Am 14 ani și cântăresc 60 de kilograme. Această competiție mi s-a părut puțin grea. Ai avut mulți adversari? Nu. Ai câștigat? Una da, una ba. Deci pe viitor muncim mai mult și ieșim locul întâi? Da. Este o competiție frumoasă, un sistem nou de hand-to-hand, care implică o combinație de mai multe stiluri. Este solicitant, dar în același timp este plăcerea noastră a sportivilor de a participa indiferent de regulament și de federație. Vreau să spui și nouă de la ce club faci parte. Fac parte din clubul Pentagon Dojo, acolo unde și antrenez, alături de sensei Constantin Mitroi. Și vă așteptăm pe toți iubitorii de sporturi de contact la clubul nostru. Aș vrea să le spui copiilor programul și unde te pot găsi. Este foarte simplu, lunea și miercurea de la ora 18 la sala Interex, lângă sala de forță, iar vinerea la sala polivalentă de la ora 18. Ne vedem în exterior pentru că trebuie să alergăm. Misiunea federației este aceea de a face sportul hand-to-hand fighting popular atât în România cât și la nivel mondial și de a construi relații între sportivii din țara noastră și cei din întreaga lume. Acest campionat balcanic este foarte aglomerat pentru prima participare. Noi am participat de la Palatul Copiilor cu 32 de sportivi pe toate categoriile de vârstă. E un început bun. Suntem mulțumiți și de participarea colegilor noștri de la Cladova. Meciurile au fost foarte tari, după cum ați văzut, și în specific cu fair play. Mai avem de disputat meciurile de full și după aia premierea. Să sperăm că am făcut o treabă bună. Federația Română de Hand-to-Hand Fighting a lansat proiectul național de dezvoltare a sportului Hand-to-Hand Fighting în comunele și în orașele României, iar în colaborare cu Primăria Zvinița vor fi realizate competiții sportive și cantonamente pe fonduri europene.